În acest videoclip am reușit să strângem cadouri pentru peste 50 de copii din județul Cluj. Am obținut o listă cu aceștia de la un preot dintr-un sat, iar voluntarii clubului nostru și-au ales câte un copil. Fiecare dintre noi a pregătit un pachet care să ajungă la copilul ales. Am încărcat cadourile în mai multe mașini și am pornit să le livrăm. Când am ajuns acolo, aceștia ne-au colindat. Colindăm, colindăm viața, cu voi de românesc. Am împărțit cadourile și au reușit să aducem un zâmbet pe buzele lor. Salutare tuturor! Noi, cei de la Clubul Leo Cluj Napoca Bastion, ne aflăm în satul Cojocna din județul Cluj. Este 22 decembrie, ora 5:30. Am venit aici mai mulți membri din clubul nostru să aducem cadouri copiilor din acest sat. Ce a conținut fiecare cadou? Am luat în considerare faptul că vrem ca acești copii să primească cadouri asemănătoare, așa că am stabilit suma de 100 de lei pentru fiecare pachet. În funcție de vârstă, am încercat să cumpărăm cât mai multe lucruri de care aceștia să se bucure, încadrându-ne în buget. Pentru unii, am cumpărat jucării, cei care deja merg la școală au primit și rechiziții. Am cumpărat și haine, iar unii dintre noi au donat chiar și haine mai vechi de ale noastre, dar care încă erau în stare bună. Chiar dacă nu știam dinainte mărimile lor, având în vedere că mulți dintre ei sunt din aceleași familii, ne-am bazat pe faptul că vor face schimb între ei în cazul în care unele haine nu erau bune. Am cumpărat și articole de igienă personală și nu în ultimul rând, pentru fiecare am pus și câteva dulciuri. Personal, am avut de pregătit două pachete pentru doi băieți de 4 și 7 ani. Am mers la Pepco și Auchan pentru că știam că aici găsesc lucruri mai ieftine și astfel am putut să cumpăr cât mai multe. Am cumpărat bluze, pantaloni, mașini de jucărie, puzzle-uri 3D, articole de igienă personală și dulciuri cât mai variate. De sărbătoare, am venit să aducem un zâmbet pe fața acestor copii și să cântăm o colindă. La mulți ani cu sănătate, sfânta noapte de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit, te cântăm, te slăvim, Iisus, bine-ai venit. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit, te cântăm, te slăvim, Iisus, bine-ai venit. Este un proiect de tradiție deja la noi în club. Am adus astăzi cadouri pentru copii, pentru peste 50 de copii din acest sat. Iar ne aflăm aici alături și de Bogdan Scăunașu, președintele clubului nostru. Bună seara! Bogdan, ce înseamnă acest proiect pentru tine? Păi, pentru mine, care fac parte din Leo Bastion de 5 ani acum, este doar a patra ediție la care particip. Și pot să spun că este un proiect care mi umple cu adevărat inima de bucurie. Sunt foarte fericit că am reușit să-l facem și în această ediție. De asemenea, sunt foarte fericit și că am reușit să atingem un număr așa de mare de copii la care putem să le dăruim aceste cadouri. Da, cred că anul acesta am strâns cadouri pentru 60 ceva de copii. Cred că este cel mai mare număr de până acum. Da. Și acum puteți vedea, portbagajele sunt pline. Puteți să vedeți că deja am început să învărțim cadourile aici. Fiecare copil are cadoul său și cineva deja se ocupă de distribuirea pachetelor. Delia 15 ani. Sasha 5 ani. Flavia 9 ani. Aici 9 ani. Matei 1 an. Aici. Jadu. Aici, da. Cred că singur.
Uite ce mi-a picat piciorul. Aia te duc. Uite-te la mine, că nu mai zic de aici. Uite-te, tu ce zici? Adriana! Simina, 7 ani! Dario, 11 ani! Marisel, 4 luni. Marisel. Spune-ne, Victor, ce părere ai despre ce spune? Trebuie să-și cumpere Bogdan un ceas, să fie mai punctual. Cât timp mă las? Bogdan, cât timp mai întârziat la plec? 30 de minute. O, răcat ceasul. La 4 era toți gata cu bagajele în Bogdan, încă n-avea mașină. Și Alex, 7 ani. Adriana, 4 ani. Aici. În final, ne bucurăm că am putut da o mână de ajutor în comunitatea noastră. Acesta este doar unul dintre proiectele pe care le realizăm pe parcursul anului. Dacă doriți să fiți la curent cu acțiunile pe care le desfășurăm și să aflați mai multe despre Clubul Leo Cluj-Napoca Bastion, puteți să ne urmăriți pe paginile noastre de social media pe care le găsiți în descrierea videoclipului. Totodată, dacă vreți să urmăriți activitatea Leo la nivel național sau să găsiți un alt club din alt oraș din România, puteți să ne urmăriți pe paginile districtului Leo 124 România, aflate tot în descriere.